După mai bine de 30 de ani, clădirea administrației zonei libere a căpătat o nouă fațadă. Imaginea clădirii este acum una demnă de o societate care poate negocia cu agenți economici atât din țară cât și din străinătate. Totul a fost posibil datorită noii conduceri a zonei libere, George Pălălău. În mai puțin de un an, acesta a reușit să aducă societatea pe profit, dar și să facă câteva lucrări de modernizare și întreținere din bugetul societății. Din prima zi în care am venit aici, mi s-a părut că acest sediu administrativ al zonei libere nu este unul reprezentativ și de încredere pentru noi parteneri pe care ni-i dorim să-i avem în zona liberă. Am căutat cu resurse proprii să găsim o variantă să reabilităm această clădire pentru a da încredere, așa cum am spus, oamenilor care vin să ne viziteze. Nu ne putem numi administrație în condițiile în care sediul nostru nu arată cum trebuie. Drept pentru care am prevăzut la începutul anului, în buget, o sumă pentru a putea reabilita această clădire. După anunțul pe care l-am făcut de participare la astfel de lucrări, am primit ofertele. Una dintre ele a fost cea mai avantajoasă pentru noi. S-a rezumat la suma de 50.000 de lei plus TVA pentru reabilitarea întregii clădiri, întregii fațade, o suprafață de circa 1000 de metri pătrați care au fost reparați, pentru că ne aducem aminte cu toții cum arăta această clădire înainte, au fost reparați, finisați și zugrăviți ulterior cu o vopsea specială de exterior care sperăm să reziste mulți ani de acum încolo ca o emblemă a acestei administrații. La preluarea mandatului, fațada sediului societății prezenta urme vizibile de degradare. Pereții erau scorojiți. Din imagini putem observa că în unele părți lipseau bucăți din tencuială. Cu circa 60.000 de lei și multă bunăvoință și implicare, s-a reușit în mai puțin de 3 luni să se ofere o nouă imagine a unei clădiri reprezentative pentru orașul Giurgiu.